În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, așa cum bine știm sau cum bine cunoaștem, în timpul săptămânii pot să pice sărbători care sunt ale unor sfinți pe care îi sărbătorește Biserica Ortodoxă, fie din Biserica Universală, pentru că sfinții nu au o identitate, dar sunt a unei nații, ei sunt sfinții lui Dumnezeu și sfinții locali, cum de pildă astăzi cinstim pe Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, marele mucenic, și în același timp, mâine, vom sărbători pe Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor, deci cel care a fost găsit la apa lomului, văcar, smerit, dar care a ajuns să păzească capitala și țara românească. Dacă v-ați uitat, în fiecare regiune a țării noastre românești, găsim presărate cemoaștele sfinților ca ocrotitori ai zonei. La Banat este Iosif de la Partoș, la Suceava este Ioan cel Nou de la Suceava, la Moldova este cuvioasa Parascheva, apoi Chiriachia la Episcopia Hușilor, Marea Muceniță, după aceea Tatiana la Craiova, Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului, apoi la Dobrogea Sfinții Martiri din Biserica Primară, care ați văzut că sunt nenumărați, și în același timp Sfântul Apostol Andrei, care este ocrotitorul tuturor românilor, este un fel de apostol național al românilor, și de aici ați văzut și ideea de a pune și hramul Catedralei Noi Mari de la București, tot Sfântul Andrei, Apostolul Românilor. Astăzi, acest Sfânt Dimitrie, trebuie să știți că face parte din categoria mucenicilor în primele trei veacuri creștine. Începând de la înălțarea lui Hristos și până în clipa în care vine împăratul Constantin Benedictul de la Milan, prigoanele și edictele erau permanent puse în aplicare, deci stârpirea creștinilor era o liniște, în primul rând, pentru Imperiu, care nu suporta această nouă erezie a lui Isus, noua învățătură, sau, dacă vreți, noua trăire ieșită din poporul iudeu, lucru care permanent le atragea atenția, și atunci persecuțiile au fost pe cât de groaznice, pe atât de cumplite și de lungi, și timp de 300 de ani creștinii au fost apa de adăpat pământul acesta al globului pământesc, și în special martirologiul din Roma, martirologiul din Ierusalim și apoi în toate zonele unde Imperiul Roman era întins ca imperiu. Deci unde fiecare împărat și fiecare regiune sau prefect local, cum simțea undeva creștini, automat, deci erau uciși. Dacă vă aduceți aminte, pe 27 decembrie, noi îl sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic, Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic. Deci Saul, pe când era păgân, deci nici nu era măcar apostolul Pavel, era iudaic format la școala rabinului Gamaliel, dar în același timp împlinea poruncile Imperiului Roman, îi ucidea pe creștini crezând că aduce slujbă bună lui Dumnezeu. Deci el își apăra religia lui mozaică și era cu pornire păgânească asupra creștinilor, și unde îi prindea, îi tăra, îi ucidea, îi spinteca, n-avea nicio treabă. Până ce Hristos l-a încercat și pe el, când i-a spus: Saule, de ce mă prigonești? Acest Sfânt Mare Mucenic Dimitrie, trebuie să știți și repet încă o dată, întotdeauna îmi place să spun lucrul ăsta, mucenicii au fost niște oameni foarte tineri și entuziaști. Mucenicii nu erau niște moșoșoi bătrâni în cârjă sau cu cadru metalic sau din vreun azil de bătrâni care de-abia ștăriau zilele după ce s-au consumat de vigoarea vieții. Nu! Sfântul Mucenic Gheorghe, tânăr până în 25 de ani. Sfântul Mucenic Dimitrie, până în 25 de ani. Sfântul Fanurie, Sfântul Panterimon, Sfântul Trifon și toți Sfinții Mucenici și
mai sunt, biserica e plină, eu spun cei care îi cunoaștem și îi citim în acatiste. Sfântul Mina, chiar dacă îl vedeți acolo cu părul cărunt și bătrân, deci este o neconformație a picturii, deci. Dar putem spune că sunt și oameni tineri cărunți, deci nu e o problemă. Dar el nu era în vârstă, tot tânăr era. Și de ce vă spun lucrurile acestea? Tocmai curajul, mucenița Irina, mucenița Chiriachia, mucenița Varvara, mucenița Tomaida, mucenița Irina, cea de la 9 mai, și așa mai departe. Deci toate, Eufimia, deci toate femei tinere, deci oameni plini de viață, plini de curaj și de viitor, cum s-ar spune, s-au dedicat lui Dumnezeu și, bineînțeles, și cuvioasa Parascheva, care a fost o mucenică duhovnicească, nu în sensul de a fi martirizată. Deci a suferit pentru Hristos și a pătimit în pustiul Iordanului. De ce vă amintesc lucrurile astea? Ca să înțelegeți că acești mucenici sunt niște elemente vii ale bisericii, deci sunt niște oameni aleși, niște daruri ale Duhului Sfânt, sunt niște vlăstare duhovnicești ale Duhului Sfânt prin care biserica se mândrește, se preamărește și se revarsă darurile cele bogate. Ca să știți în două, trei lucruri, sigur o să vă așteptați să vă citesc eu Viețile Sfinților și să vă spun cine era Sfântul Mucenic Dimitrie. Găsiți la Pangar. Asta nu se face la predică. Acest Sfânt Mucenic Dimitrie s-a remarcat prin două lucruri importante rămase de-a lungul istoriei și traduse din generație în generație, mai nou în cartea de predice a Preasfințitului Calinic, arată că el era de fapt un diacon care avea și tangență cu religia creștină foarte apropiată, adică era un mare trăitor și convins ortodox. De ce vă spun aceasta? Ca să înțelegeți două lucruri. În vremea mucenicului Dimitrie era un păgân liu, un fel de bivol din ăsta mare, un fel de gladiator, ca să vă fac să înțelegeți că gladiatorii erau cei mai des folosiți în omorârea creștinilor în arenă, pentru că ofereau spectacol sângerosul ochilor. Și ceea ce este interesant, dacă vă uitați chiar și într-un buletin informațional de știri, parcă e mai savuroasă știrea când dă imaginile cu sânge. E ceva cinic în noi, care ne face să ne simțim extraordinar de bine când vedem sânge. Deși, aparent, suntem niște ticăloși, că dacă ai pune tinerilor de astăzi sabia în mână să lupte într-un război, jumătate sau trei sferturi din ei și-ar scoate de la medic în apt militar, adică n-ar fi prost să meargă pe câmpul de luptă. Dar mi-te să se lupte cu unul calie. Sfântul Mucenic Dimitrie, care era și el ostaș, spune Viețile Sfinților, și-a văzut ceea ce se petrece, a reușit și-a îndrăznit să-l înfrunte pe împărat și să-i spună, vreau și eu să mă lupt cu el. Dar s-a rugat lui Dumnezeu, și în clipa în care a intrat în arena respectivă, el care era firav, deci vă dați seama, nu era vorba de un culturist, nu era vorba de un judocan, nu era vorba de un om din ăsta care își cultivă mușchea cât pâinile bănățenești. Dar s-a dus, l-a apucat pe nenorocitul respectiv și l-a trântit între săbii și a murit. A, lucrarea Duhului Sfânt, deci acolo arhanghelul a lovit cu sabia, ca să spunem așa, nu mucenicul. Deci era darul lui Dumnezeu. Pentru aceasta a fost aruncat în temniță. Cei care călcați în Grecia și vizitați meteorile sau așa, vedeți că este biserica Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Dacă vă duceți în subsolul bisericii, găsiți două lucruri impresionante. Lanțurile unde a fost legat, locul unde a fost decapitat și temnița unde a fost închis. Am avut ocazia prin 96 să le văd. Ce rămâne impresionant în problema de față? Că a dat curaj și altor creștini să mărturisească credința ortodoxă. După ce l-au, deci după ce l-au pus în sicriu, spune tradiția, deci în, el devenind cu sfinte moaște, după ce l-au pus în baldachin din ăsta așa, pentru răutatea poporului, deci pentru răutatea poporului, moaștele au plecat din sicriu. Așa că astăzi, când spuneți că vizitați pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorător de mir, este o impresie. Acolo este o părticică mică rămasă, dacă o fi fiind ceea ce se crede, un deget sau ceva rămas de la, Sfântul Mucenic, moaștele întregi nu mai sunt. Dumnezeu le-a ascuns pentru răutatea poporului. Grecii, elinii noștri de astăzi, pe care îi slăvim noi în cântări și teriremuri,
Era un popor cu înclinații destrăbălate. Ei și așa se trăgeau din zei și parazei și paraidoli din ăștia. Dacă ați citit legendele Olimpului de Alexandru Mitru, ați văzut ce mituri au grecii și ce nașteri din tot felul de trăsnete și tunete și din munți și Zeus și Hiperion și Venera și Atena, deci la orice, și zeul războiului și zeul vinului și zeul desfrâului, tot. Ei, când s-au încreștinat prin apostoli, deci mai ales prin apostolul Pavel, care a vorbit și la Areopag și la Filip și la Efeseni, care a vorbit și la Corinteni și la Atenieni, peste tot, deci încreștinarea a avut loc, dar sângele parșiv a rămas. Deci ei nu s-au făcut deodată sfinți. Ca drept dovadă că dacă umblăm toată Grecia, sunt sfinți, dar nu sunt de nația lor. Deci sunt sfinți care au trăit în acele pământuri, cum este Atonul, care e grădina Maicii Domnului, unde găsești sfinți de toate neamurile. Dar nu prea găsești sfinți locali. Deci ei sunt preocupați. Grecul este un fel de ghișeftar, un fel de afacerist. Ei sunt cu comerțul, asta e trăirea lor. În momentul în care Sfântul a văzut că sunt ticăloși și s-au dedat la obiceiurile turcești rămase, pentru că ei au stat până la 1900 și ceva sub Imperiul Turc și astăzi Cipru, de fapt, este în discuție o insulă care aparține mai mult turcilor decât grecilor și ortodoxilor, ei au rămas cu aceste deprinderi ticăloase, moravuri ușoare, desfrânarea, viața ușoară, plăcerea, lenea și nici astăzi nu se spargă a fi un mare popor, un mare popor harnic care se dă în lături. Nu. Consumă banii Uniunii Europene și face din astea agitații publice. De ce lucrul ăsta? Sfântul a părăsit Grecia, dar în schimb celor care se roagă le ajută. Două fete ale vremii de atunci, fiind răpite de niște păgâni și duse undeva să fie vândute sclave, au cusut, stând în temnița respectivă, un tablou cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Plângând ele acolo la tablou ăla și rugându-se, de fapt se rugau Sfântului, a simțit cum o putere le-a luat de spate pe amândouă și s-au trezit exact în biserica din satul lor de unde au fost răpite. Ce era? Era vecernia și litia Sfântului care se făcea, asta vă spun din Viețile Sfinților, ca să vă fac curioși să citiți și restul, că este foarte frumos. S-au trezit, deci, în satul de unde au fost răpite, datorită lucrării Sfântului care le-a luat și le-a dus, așa cum o să vedeți de multe ori și pe Sfântul Gheorghe, pictat cu, pe cineva care îl duce la spatele lui, tot așa răpit dintr-o temniță și dus în teritoriul lui, pentru că Sfinții au această putere de a face minunile. Ce stă la baza acestor minuni? Minuni vrem toți și cei care sunt de față în biserică, dacă ar auzi mâine că se fac undeva o minune, se pune autocar și toată lumea caută minunea. Minunea începe din sufletul omului. De ce începe din sufletul omului? Dacă veți citi mai departe în Viețile Sfinților la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, veți vedea că avea și un ucenic, parcă lup, nu mai am exact în minte dacă chiar așa, dar așa sigur, care și el la rândul lui, când a trebuit și el să fie martirizat, să poată rezista, s-a dus și a muiat un fular sau o cămașă sau o năframă, o batistă, în sângele mucenicului, ca să aibă și el har de la omul sfințit al lui Dumnezeu. Și a putut și el să devină ucenic al Sfântului. Ei, deci asta vine numai din râvnă. Așa cum tu citești și știți cum vă dați seama de râvnă, râvnă are două calități. Are o calitate superioară, care înseamnă fapte concrete și adevărate, adică o seriozitate maximă. Și este o râvnă caldă. Ce înseamnă râvna caldă? Îmi place să fiu ortodox, dar să nu mă nevoiesc prea mult. Îmi place să fiu ortodox, dar să nu mă rog prea mult. Îmi place să fiu ortodox, dar să nu fiu un practicant prea înrăit. Adică știți cum spunem noi în popor, bă, dar te-ai stricat la cap, te-ai dat cu biserica. Da, această stricare la cap înseamnă, de fapt, ce trăire în Dumnezeu. Și pentru treaba asta mi-am luat ca răspuns Evanghelia de astăzi, care a citit-o diaconul la slujbă. Spune acolo, să vă iubiți unul pe altul, începe Evanghelia. Deci, iată, prima și cea mai grea poruncă a Ortodoxiei. Să vă iubiți unul pe altul. Păi ca să ajungi să-ți iubești vrăjmașii, ca să ajungi să te rogi pentru ei, ca să ajungi să nu-i urăști. E o întreagă povestire, e o întreagă dogmă, e o întreagă lucrare, e o întreagă străduință. Noi, pentru că am avansat și trăim
într-un mediu globalizant și științific și tehnic, trebuie măcar să ne chinuim, știți ce să facem? Măcar să nu facem rău celor ce ne fac rău. Că dacă faceți bine celor ce vă fac bine, spune Evanghelia, nicio plată nu aveți. Dacă dați cu împrumut celor ce vă dă înapoi, nicio plată nu aveți. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, nicio plată nu aveți. Veți spune Evanghelia. Deci, ceea ce facem noi astăzi, faci un parastas, îți chem prietenii, faci o onomastică, îți chem prietenii, faci o milostenie, îți chem prietenii. Nu. Fă celui pe care nu-l cunoști, pentru că de-abia atunci împlinești legea lui Hristos. Și spune mai departe Evanghelia. Aduceți-vă aminte de cuvântul care vă l-am spus. Sluga nu-i mai mare ca stăpânul. Dacă pe mine m-au prigonit, și pe voi vă vor prigoni. Deci iată cum începe mucenicia. Mucenicia nu începe direct de la par. În ziua de astăzi, în secolul 20 și 21, deci mucenicia începe cu totul din altă parte. 1. A fi un creștin perfect e o mucenicie. A fi un pravilist serios e o mucenicie. A fi un creștin conștiincios e o mucenicie. A trăi într-o societate de oameni stricați e o mucenicie. A trăi într-un sat de oameni necredincioși e o mucenicie. A trăi între eretici e o mucenicie. A munci între atei e o mucenicie. A domni, să spunem că ai o funcție de conducere, între necredincioși, afaceriști și mizerabili, e o mucenicie. Deci prin asta se mărturisește că ești creștin. Prin asta cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei. Și spune, toate câte vi le vor face vouă din cauza numelui meu vă vor face, fiindcă ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Și atunci dracul unde să bate război decât în virtutea creștină? Unde să bată diavolul război mai aman dacă nu în sânul ortodox? Și atunci vine și începe cu cinstita lui lucrare întunecată și începe să aducă cei trei mari uriași. V-am mai spus odată. Pe om când vrei să-l distrugi, deci pe om când vrei să-l distrugi, nu-i pune ziduri și bariere, că le trece. Lasă-l liber. Deci un om nu poate fi distrus atâta timp cât este sub o regulă. Dacă îi pui o regulă bună, poate să o calce sau poate să o păzească. Dacă îi pui o regulă rea, poți să-l obligi să o calce, el la un moment dat se îndreaptă și o păzește. Dar când nu i-ai mai pus nicio regulă și l-ai lăsat în libertatea lui, atunci cade cel mai ușor. Pentru că aici depinde de firea lui. Noi suntem creați ca oameni, așa cum suntem noi în structura noastră, suntem creați de a depinde, deci de a depinde de ceva suprem care să ne fie ca model. Și Hristos a spus, învățați de la mine. Deci n-a spus învățați la altul. Învățați de la mine. Sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Ei, lucrul ăsta l-au învățat ucenicii. Așa se explică că le tăia capul și nu ripostau. Așa se explică că poate erau puternici și nu dădeau cu pumnul. Așa se explică că poate aveau și ei putere să zdrobească un dușman, dar primeau moartea pentru Hristos. Așa se explică că nu se ascundeau și să stăteau liberi și nici nu le păsa. Ce spuneau? Pro-Hristo, Doamne, pentru tine Hristoase. Și mureau cu miile. Nu mai stau să vă amintesc dacă ați citit măcar Biserica din Catacombe sau Fabiola. E o carte din asta mai laică, dar are învățături din primele veacuri creștine. Și o să vedeți acolo, deci cum erau prinși creștinii și băgați în temniță, țineau animalele înfometate, sălbatice, tigri, lei, pantere, din astea gheparzi, animale de astea de pradă, din stepă, din pustiul deșertului, și când dădea drumul la animalele alea flămânzite, câte o săptămână, două, și băgau 100 de creștini, 1000 de creștini, câți aveau, toți erau sfârșiați și omorâți, iar bucățelele acelea de carne rămase, oase, pentru că mureau pentru creștinism, deci nu mergeau, hai, gladiază-mă și pe mine, omoară-mă și pe mine. Nu. Spunea, pentru Hristos, nu mă lepă de Hristos, pot să mă mănânce fiarele. Este cuvântul lui Sfântul Ignatie Teoforu, care a spus așa, mai bine făină bună în măselele leilor pentru prescura lui Hristos, decât să trăiesc o viață de om ticălos. Și n-a vrut să se repede. Era în timpul împăratului Traian, cel care s-a bătut cu Decebal prin mâna pe la Sarmișezetuza. De ce vă spun lucrurile astea? În momentul în care
a rămas în arenă o semințele, s-a mai văzut un lucru. Ce? O inimă. Ei, ce era? Era inima Sfântului Ignatie Teoforu. Și când au despicat-o, ce era pe ea scris? Iisus Hristos. Ei, până o să ajungă să scrie Iisus Hristos în inima noastră, este multă muncă. Deci avem scris de la botez odată, avem scris de la cununie odată, avem scris de la împărtășit odată, de la mirungere odată, avem de la cununie odată, avem de la maslu de câte ori ne miruim, deci de atâtea ori scrie Hristos în inimă, dar tot cu aceeași ușurință se și pierde acest Hristos. Și ce vreau să vă dau ca exemplu și ca o temă mică pentru acasă, să nu ne mai gândim la mucenicia cu sângea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Pentru că ea nu mai este posibilă în zilele noastre. Nici nu-și cere nimeni să stai capul sau să fie omorât pentru credința în Hristos. Dar gândiți-vă că dacă s-ar pune întrebarea sau ar veni o constrângere să ne lepădăm de Hristos, chiar că ar trebui să fim curioși cât s-ar putea o face cu inima senină și deschisă. Eu cred că s-ar găsi scuze și s-ar găsi tot felul de sugestii și idei prin care omul să spună, da, m-am lepădat așa formal, dar eu în inima mea tot cred. Nu să crede în inima ta, să crede la vedere și să mărturisește în duh și adevăr. Uite ce spune Evanghelia. De n-aș fi venit și de n-aș fi vorbit, păcat nu ar avea. Dar n-au cuvânt să-și devinovățească păcatele lor. De aceea spune, s-a împlinit cuvântul că m-a urât pe nedrept. Și iarăși spune aici mai departe, vă vor scoate din sinagogi sau va veni ceasul când vă vor ucide și vor crede că aduc slujbă bună lui Dumnezeu. Asta era valabilă mucenicilor de atunci. Dar și astăzi poate să vă ucidă și să aducă slujbă bună lui Dumnezeu. A lucra duminica este tot o slujbă bună lui Dumnezeu, că îți înmulțești venitul. A fi lacom, e tot o slujbă bună lui Dumnezeu. Pentru că te asemeni cu cel din Evanghelie care avea purpură și vison. Deci sunt multe asemănări pe care noi le-am înțeles din Evanghelie în mod cruciș. Unde spune să te lepezi, tu te apropii, unde spune să te depărtezi, tu te apropii, unde spune să fugi de patimă, tu o cauți. Și atunci sigur că Mântuitorul Iisus Hristos este constrâns să retragă darul Duhului Sfânt și să ne spună, nu vă cunosc pe voi. Ei, tocmai acest mucenic, mare mucenic Dimitrie, care este sărbătorit astăzi și nu trebuie confundat cu cel de mâine care are moaștere la București, este mucenicul care în tinerețea lui, ca și Sfântul Gheorghe, a ales să moară pentru credința în Hristos, pentru învățătura dreptei credințe și a ales să fie martirizat, decapitat, să tăia capul. Și de ce vă spun, bine, străpunți trupul cu sulițe și așa mai departe. Ca să ne rămână nouă dovadă și mărturie clară că credința ortodoxă nu este o expunere teologică, credința ortodoxă nu este o conferință extraordinară, credința ortodoxă nu înseamnă eseu, credința ortodoxă nu înseamnă narațiune, credința ortodoxă nu înseamnă legende, credința ortodoxă nu înseamnă mituri, credința ortodoxă înseamnă adevăr. S-a deșertat Fiul lui Dumnezeu. Prin taina întrupării s-a făcut om ca noi, a stat 3 ani jumate printre noi ca să-L cunoaștem, să-L știm, să-L vedem, să-L simțim, să-L pricepem, să-L atingem și apoi s-a suit la cer și a spus așa, vă trimit vouă Mângâietorul, care la Tatăl purcede, care să fie cu voi până la sfârșitul veacului, să nu rămâneți orfani. Și odată ce a plecat la cer, a spus așa, eu sunt ușa Tatălui. Cel ce vine la Tatăl, prin mine vine. Deci întâi treci prin jertfa împărtășirii și a spovedirii, prin euharistie și prin mirungere, și ajungi la tronul Tatălui Ceresc. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. De ce lucru acesta trebuie să înțelegem? În momentul în care vorbim de credința ortodoxă, vorbim de sânge.
Nu sângele din împușcăturile la televizor. Ăla e sânge de idioți. Vopsea, cerneală și mai departe, periculă cinematografică. Este vorba de sângele pe care noi îl negăm. Sunt foarte curios, sau mai pun o întrebare banală, nu cu răutate. Câte din băbuțele noastre, sau din creștinii din biserică, s-au gândit vreodată, în vreo sâmbătă, să zic așa, măi, azi am să fac o colivioară și trei colăcei și o jumătate de sticlă de vin, să mă duc să pomenesc ostașii căzuți pe toate câmpurile de luptă. Nu cei de la Revoluție care s-au împușcat ca chiorii pentru interese politice. Că acolo au murit și nevinovați, și vinovați, și știutori, și neștiutori. Unii nici nu știau stragă cu armă. Și au tras în cap, credea că așa trebuie să facă. Ne referim la cei care, începând de când ne cunoaștem istoria, de la anul 1000 încoace, că ați văzut, imediat după anul 400 și ceva, e o bâlbă mare în istorie. Nu prea știm ce a mai fost prin secolul 7, prin secolul 8, prin secolul 9, prin secolul 10. De-abia așa, de la Mircea cel Bătrân încoace, am mai destrușit și noi istoria după 3 ani și decebal, așa, e un salt prin istorie. Dar de-a lungul acestor istorii, 150 de ani de neam mușatin și aproape 200 de ani de neam basarab pe Muntenia și mușatinii pe Țara Românească, după aceea Transalpina, Transilvania, cum îi spune la ținutul care astăzi îl râvnesc maghiarii. Ei, câți oameni au murit acolo? Uite, citiți o carte, vă recomand, pentru cultura generală, ca să vedeți mucenicia secolului XIX, care se cheamă așa. Biserica Ortodoxă din Transilvania și expansiunea hortistă. Să vedeți cam ce au făcut papistașii în Transilvania cu românii noștri atunci când au prigonit biserica creștină. Cum au tăiat preoții și le-au înșurat mațele pe gard, cum i-au spânzurat pe creștini, cum i-au tăiat și i-au făcut bucăți și i-au aruncat în fântâni. Să nu credeți că n-a fost mucenicie și mai încoace. Dar să vă gândiți să prindeți o lumânare pentru aia. Să le faceți o colivă sau să le faceți un parastas. Noi ne pomenim pe mama, pe tata, pe sora, pe fratele. Dar ăștia, slavă Domnului, au auzit toaca, știu de biserică, trebuiau să roage, trebuiau să închine, nu să aștepte ei colaj de la mine. Vei, tată, ai cunoscut legea ortodoxă, nu? Te-a băgat popa în cristelniță. Ce n-ai nimerit ușa bisericii? Aștept să-ți aprind eu lumânări? Trebuia să ți le aprind singur. Deci, asta trebuie să ne aducem noi aminte. Că sângele acestor martiri nu-i sânge din filmele cu peliculă cinematografică. Se bat doi și sare cerneală, că așa e turnătoria filmului. Sângele ăla real care a adăpat pământul și toate oasele alea care le-au arat, în două cu oase de cal, în două cu țeavă de tun, în două cu săbii, în două cu suliți, în două cu arcuri, și care au făcut din pământul Moldovei o plămădeală sfințită, că aici n-ai nevoie, de când faci altare în Țara Românească, n-ai nevoie de oase de mucenici ca să sfințești o biserică. Oriunde ai clădi-o pe fața pământului, dacă o sfințește episcopul, poți face slujbă în ea, din cauza că sub acea biserică sigur sunt oase de martiri. Cei care s-au dus pe câmpul de luptă în secolul 4, 14, 15, 16, 17, 18, cei care s-au dus în primul război mondial, în al doilea război mondial, aveți impresia că n-aveau treabă acasă, nu puteau să ascundă în beci să fie veterani de război? Nu! Și-au luat arma în mână și s-au dus și-au cutreierat până la capul pământului. De ce au făcut lucrul ăsta? În ideea de a se păstra două lucruri. Limba ortodoxă, deci limba ortodoxă, nu limba română. Pentru că biserica a dat limbă neamului nostru. În biserică s-a învățat cartea românească. Carte de scriere românească, așa se cheamă titlul unei cărți. Dacă citești Psaltirea lui Dosoftei și Cazania lui Antimivireanu, Didahile, dacă citești Noul Testament al lui Simeon Ștefan, dacă citești Biblia lui Șerban Cantacuzino, dacă citești cărțile lui Antimivireanu de cult, care le-a lăsat și lui Diaconu Coresi, deci toate, deci limba ortodoxă s-a învățat în biserică. Și după ce biserica ne-a învățat limba, ne-a învățat unitatea și după ce biserica ne-a învățat să ne păstrăm sângele, ați văzut, spune în îndreptarul de spovedanie, am amestecat sânge de creștin cu păgâni. Ce poate fi asta? Un păcat sau o blasfemie? La prima vedere pare dragoste.
Dar la a doua vedere e blasfemie în toată regula. N-are voie păgânul cu creștinul să împreune și să facă prunci. Că nu-i voie, așa spun învățăturile. Nu că așa vrea preotul. Așa e regula creștină. Că se mai zbate gheata româncă și-l face ortodox cu sâla, e și asta o variantă. Dar până la proba contrară e păcat. Sângele ăsta care curge prin noi e în două cu sângele lui Hristos. E în două cu prescura făcută trup. Nu-i sânge cu carne de cal sau putrezită sub șap. Nu-i friptă în foc, ci este carnea lui Iisus Hristos care s-a vărsat pe jertfa de la Golgota și a curs din sângele lui pentru păcatele lumii. V-am explicat ca să înțelegeți că mucenicia nu începe de la Sfântul Dimitrie. El este doar un model. Avem sfinții militari, așa se cheamă, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina, Dimitrie, Gheorghe. Ce sunt ei? Modelul ar Procopie, mai sunt, i-am și uitat cum îi cheamă pe toți. Deci sunt modelele ostașilor de-a lungul veacurilor istorice care s-au războit pentru pământul și pentru credința strămoșească. De aceea sunteți obligați ori de câte ori aprindeți o lumânare, nu-l pui numai pe Ion și pe Vasile și pe Maria. Pui o lumânare pentru toți domnitorii care au domnit și pentru toți ostașii care au căzut ca să-i prășesc eu azi în grădină la mine. Tu nu știi ce a fost în locul grădinii tale. Pădure, tabără de oști, bordei pusnicesc, poate o fi fost vreodată vreo garnizoană militară, tu nu știi ce e acolo. N-ați văzut? Luați un singur reper. Vă mor neamurile, ați împărțit moștenirea, v-ați judecat, ați rezolvat, v-ați prostit unii pe alții, fiecare a furat, a acaparat ce a putut și după aia începe reversul medaliei. Unul moare de cancer, unul crapălea dracu, unul îl calcă mașina, unul moare subit, unul face infarct. Ce părinte, de când au murit părinții noștri și bunicii noștri și ne-a rămas avere de la el, ne merge ca la spânzurați. Păi vă merge, dragă, ca la spânzurați. Pentru că ăia stau în groapă și așteaptă o gură de apaus, așteaptă o lumânare, un colac, o colivă și voi ați uitat de ei. Gata, i-ați văzut îngropați, pa, la revedere, să fiți sănătoși. Regretele eterne din partea familiei. Stați liniștiți la rece, că de acolo nu mai iese nimeni. Dar ei trimit blestemele care vin asupra noastră ca binecuvântările. De aceea morții trebuie să cinstiți, pentru că noi nu știm pe cine cinstim și nu știm ce este acolo sfânt sau martir sau cuvios sau cuvioasă sau drept măritor creștin. Pentru că voi așa vă numiți, drept măritor creștin, asta e denumirea ortodoxilor. Și atunci trebuie să urmăm pilda Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, să ne muiem eșarfele în sângele strămoșilor noștri, și să respectăm această jertfă ortodoxă care are la baza ei atât apărarea crucii lui Hristos, apărarea jertfei liturgice și apărarea dreptei credințe. Așa să vă ajute Dumnezeu.